Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, aici la City TV. Numele meu este Daniel Radu, iar de această dată, mai serioși ca oricând, discutăm despre ceea ce înseamnă turism național, internațional, cu invitatul meu de astăzi, Kelemen Borna, căruia îi mulțumesc pentru faptul că nu doar în perioadele zâmbitoare discutăm despre subiectele de genul ăsta, ci și acum. Și așa cum spuneam... Parcă mai serioși ca oricând vorbim despre turism în zilele noastre, vreau să te întreb cum simți lucrurile în acest moment. Au trecut câteva săptămâni de la uh, întrevederea noastră anterioară, și uh, din câte vorbeam înainte de a începe misiunea, parcă lucrurile stau pe loc. Bună ziua, mă bucur că vă recăsesc. Din păcate, nu prea s a întâmplat foarte multe lucruri uh, în două săptămâni, și asta este cel mai trist în toată povestea asta, pentru că. Suntem, pe, suntem în pragul sezonului estival, da. iar în această perioadă, două săptămâni de vid informativ, e foarte grav, adică nu știm ce se va întâmpla foarte concret. Statul nu prea ne informează sau chiar dacă ne dă informații, ne dă informații destul de. Evazive, Evazive da, da, pentru că nu prea, nu prea ne informează despre lucruri concrete și asta mă deranjează, mă deranjează pentru că acum deja a trebuit să spună cam cum se va întâmpla după 1 iunie. Cum se vor întâmpla lucrurile, da, da. dacă se vor deschide granițele, dacă menținem contact și relație bune cu unele țări unde fluxul de turiști este destul de intens și destul de mare, în ceea ce privește turistul român. Da? Da, da. Deja ar trebui să fie înțelegere între unele state unde călătoresc în masă turiști, cum este Grecia, cum este Turcia, cum este Bulgaria și așa mai departe. Nu de mult, cred că ieri sau lata, a fost o întâlnire între patru state. Slovenia, Serbia, Bulgaria, România și Grecia. Unde au vrut să ajungă la o înțelegere. Cele trei state, în afară de România, s-au înțeles că e bine ca între țările respective să, să înceapă circulația turiștilor, dar România, uite că iarăși, a spus că încă nu e decis, nu știe ce să facă, de obicei mai analizează lucrurile, da, și după care revin, o să revină cu o informare oficială. Deci, iarăși, noi, noi suntem aceia care am tris, tras frâna de mână și nu vrem să pornim lucrurile. Uh, e deja momentul acum la sfârșit de mai deja ar trebui să știm ce s-a întâmplat după 1 iunie și acum auzim că terasele vor fi deschise eventual după 1 iunie nu poți, adică într-o săptămână sau în trei zile nu poți să pui totul uh, la loc ca să funcționeze lucrurile cât de cât, uh, pentru că ai, ai nevoie ca să introduci acele măsuri pe și care și personalul până urmă trebuie reactivat sigur. da, sigur că da și uh, 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 Timpul este foarte puțin. Da, da. Deci dacă ne gândim să deschidem hotelul, restaurante, terase și la mai departe de la 1 iunie, azi, acum, la momentul actual, ar trebui să știm deja în ce condiții, cum și ce trebuie să respectăm ca să putem da drumul la... Funcționare. Și asta mă deranjează cel mai tare: că nu prea, nu prea avem informații, informații lipsesc în totalitate, încă tot suntem la faza de vom vedea, analizăm și așa mai departe, care nu, nu e ok nici pentru noi, nu este ok nici pentru turiști, nu este ok pentru nimeni. Văd, din fericire văd că unele state din Uniunea Europeană A adus niște măsuri clare, concrete Sunt tot felul de termene date De când se dă drumul la funcționarea magazinelor, da, da. A molurilor, a parcurilor, a restaurantelor și a teraselor A hotelurilor, când se deschid plajele în unele stațiuni Care sunt condițiile La noi încă așteptăm se spune că de la 1 iunie și turismul pe teritoriul românesc va porni hotelurile nu au fost închise niciodată deci hotelurile au oprit activitatea pentru că pentru cine să lucreze dacă nu era voie să circuli pe teritoriul Correct. României adică clienți nu erau deloc au oprit activitatea pentru că nu erau clienți, nu pentru că a impus statul, este drept acest lucru, dar acum dacă impune statul ca să nu deschizi restaurantul iar hotelul să funcționeze iarăși intrăm într-o situație foarte neplăcută cum se deduce să faci o vacanță ca să iei cu tine toate alimentele în Ai, formagaj impossible. sau să te duci acolo da, în la, la da, uh, un în hipermarket gazing. să faci o cumpărătură cu sacoșa și mănânci în cameră sau îți servește micul dejun, prânzul și cina în camera de hotel. Sunt familii Știu cu 2-3 copii. Erau probleme aici. Cred că ar generează ar mizeri, da, da, gunoi da, și așa da. mai departe. Cine va dezinfecta, cine va curăța, cine va uh, cine va intra în camere pentru că poate nu dorești lucrul ăsta să se întâmple Deci caturist. este o situație destul de nasoală, dar eu sper, eu sper, pentru că am încercat să urmăresc fiecare țară cam ce măsuri ia și care sunt acele date când se dă drumul mai liber de circulație mai mult turiștilor. Da, Bulgaria și Grecia am înțeles că de la 1 iunie deja acceptă și turiști din străinătate, dar eu totuși cred, și dacă mă întreabă cineva când, aș, care este data după care văd eu că ar putea să înceapă o circulație a turiștilor români către străinătate, nu mai repede de 1 iulie. Eu așa cred. Ministrul care răspunde până la urmă de partea asta, nu pot să spun ministrul doar al turismului, pentru că nu avem un minister strict da, al turismului, avem din păcate. Da. Român, vorbim despre România, care are bunte mare, ne lăudăm că avem, nu le punem în valoare, nu avem niciun minister, din păcate, care să se ocupe strict de problema asta, e doar un departament, dar cel răspunzător pentru aceste aspecte spunea zilele trecute de faptul că 1 iunie nu e clar pentru noi, nu e o certitudine așa cum spuneai, pentru redeschiderea litoralului. Vreau să te întreb care a fost până acum reacția turiștilor pe care știu că e de servit și modul în care ați reușit să ajungeți până la urmă la niște parteneriate și mai strânse decât cele inițiale în momentul în care semnezi un contract. Înțeleg că e o relație foarte strânsă, îi ții aproape pe toți oamenii pe care ai reușit să îi deservești până acum cu informații proaspete. Cum reacționează lumea? Din fericire, reacția turiștilor este una foarte bună. Sunt înțelegători, sunt flexibili, a ajuns informația la, la ei că, da. din păcate, situația actuală este o situație nemai întâlnită. Nu poți învinui pe nimeni efectiv pentru situația creată și trebuie să fim flexibili, trebuie să fim înțelegători ca să putem depăși împreună această perioadă foarte, foarte dificilă. Și tocmai din acest motiv primesc aproape zilnic de la mai mulți turiști da. mesaje de încurajare ca să fim tari acum și să trecem bine peste perioada asta. Acum, chiar acum, nu putem. Călătorii, dar vom călători împreună, vom călători și uh, cu agenția ta. Uh, stai liniștit că banii sunt acolo unde sunt, nu contează, dar știm că o să faceți tot posibilul pentru noi ca da, în da. viitorul apropiat o să putem relua parteneriatul și o să călătorească oamenii în continuare. Uh, este un lucru foarte liniștitor pentru noi și este foarte binevenită înțelegerea turiștilor, dar bineînțeles că sunt și uh, turiști care nu vor să înțeleagă situația nici într-un caz și uh, cer neapărat uh, restituirea banilor plătiți de către ei. Chiar dacă este vorba de o sumă infimă de 100 sau 200 sau 300 de euro, ei țin neapărat că trebuie să primească înapoi. Iar încercăm să explicăm situația, oferim mai multe variante, 2, 3, 5 variante din care se aleagă, numai chiar restituirea sumelor să nu, ce are de la noi, pentru că nu avem de unde restitui. Deci am mai explicat și o să explic iarăși că acei bani uh, nu sunt la noi. Noi fiind o agenție uh, revânzătoare în mare parte, numai uh, chiar programele noastre proprii care ne definește ca și tur operator, ca și organizator, dar în rest revinde pachetele, turiști, uh, pachetele tur operatorilor pentru diferite chartere, în primul și în primul rând, iar în momentul în care clienții au plătit, noi conform contractului, trebuia să plătim mai departe la organizator, la compania aeriene, la companii de croazieră, hotelul și așa mai departe. Iar acel comision pe care am reținut, mai ales dacă au fost o rezervare cândva în octombrie, noiembrie, decembrie, noi din acei bani am trăit, am cheltuit, am investit, am făcut tot felul de uh, modificări, uh, investiții și așa mai departe, care nu mai există la noi pentru că au fost cheltuite acei bani. Normal, din banii aceia trăim noi, deci noi trăim din comisiunile pe care le încasăm, care cum trecani să sunt tot mai mici și tot mai mici. Dar, în fine, fiind un volum destul de mare, fiind o agenție destul de mare și volumul este mare, e ok. Adică, dacă sunt condiții normale de da, funcționare, da. este ok. Dar, în aceste condiții, care este o perioadă nenormală, absolut deloc, pentru că turiștii spun că în condiții normale ar trebui să primim înapoi banii, da, în condiții normale, da, dar în astfel de condiții care nu sunt normale deloc, din păcate, această variantă de restituire a banilor este aproape imposibilă. Dar, Întotdeauna încercăm să, a, să trimitem informațiile către clienți și chiar nu ne ascundem sau nu, că nu se întâmplă că nu agenția este închisă acum, dar lucrăm telefonic cu clienții în măsura în care încercăm să să-i dăm informațiilor, nu neapărat o mâncare efectivă, dar da. dacă ne sună, suntem obligați să răspundem, că doar nu putem lăsa lucrurile nerezolvate. Și uh, doresc, uh, și prin toate modalitățile posibile, am anunțat care sunt numele noastre de telefon, care sunt e-mailurile noastre, să ne scrie, să ne sune, deci suntem uh, de găsit, adică ori de câte ori cineva vrea să ia legătura cu noi, poate. Dar. Uh, Deocamdată, informativ putem să ajutăm și, eventual, dacă sunt cazuri concrete, mai ales pentru plecările care au fost în aprilie, da, martie, da, aprilie, da, mai, astea trebuiau rezolvate și trebuia să ceri o părerea a turiștilor, pentru că nu pot să aduc eu o decizie unilaterală. Adică trebuia să mă consult cu ei să-mi spună. Care este părerea lor dacă vor să mai continue sau dacă vor să reprogrameze vacanța pe o perioadă mai înde pentru, uh, nu știu, sfârșit de august, început de septembrie sau pentru anul viitor, iar pentru acest lucru trebuia să ținem legătura cu ei ca să găsim o cale care este da, potrivită da. și da. pentru ei și pentru noi. Adică, rezolvăm situațiile, durează foarte mult, noi muncim foarte mult, deci chiar dacă n-am avut activitate efectivă de vânzare, dar pentru a soluționa acestor probleme necesită o energie și foarte, foarte multă muncă și e stres, pentru că pe de o parte noi încercăm să găsim o soluție bună cu turiștii, dar pe da. cealaltă parte trebuie să găsim o soluție cu turoperatorii care da, ne impun tot felul de condiții, iar acele condiții noi uh, trimite Le mai departe da, turiștilor, da. iar noi suntem la mijloc și noi trebuie să rezolvăm situația. Niciul operator nu este foarte ușor, dar parcă este un pic mai ușor pentru că nu ei discută efectiv cu fiecare client în parte. Noi organizăm munca lor globală fără să-i sunăm în fiecare zi la fiecare rezervare în parte și rezolvăm și trimitem, nu știu, pe unele plecări unde sunt 20-30 de clienți. Deodată, uite, asta este rezolvarea pentru acești clienți, tu rezervă sau rezolvă partea ta, dar noi suntem cei care... Intermediarul, în... până la urmă, care bă, reușește să lege. Da, deci noi, noi ținem legătura, noi rezolvăm efectiv problema și nu tur operatorul. Vreau să întreb, pentru că mi-ai amintit de partea de online, de, cum, de telemuncă, da? de acasă, până la urmă, lucrați și conversați și țineți aceste legături, le întrețineți. Aveți un site foarte profi realizat pe care știu că poți să rezervi absolut tot ce dorești până și discuții online cu angajații pe care ai pentru tailor-made programs, da? dacă au mai existat în ultima perioadă totuși accesări. Știu că puteți monitoriza chestia asta și uh, către ce se îndreaptă turistul în zilele astea. Sunt foarte multe persoane și există statistici Eurostat pe care chiar le-am consultat zilele anterioare. Sunt foarte multe persoane, undeva la peste 45% din Europa, care nu vor să renunțe la vacanță, la concediu în 2020, indiferent de momentul în care s-ar întâmpla asta. Cam care ar fi uh, zonele până acum mai accesate și dacă Într-adevăr, se întâmplă cum se dă în media informația că uh, fiecare țară acum parcă începe să realizeze și să se bucure de ce înseamnă turism local. Da, oricum, vizita site-ului nostru a scăzut pentru că era o perioadă absolut când sigur. lumea nu s-a gândit la vacanțe da, absolut da, deloc, e. și este normal acest lucru, mai ales în martie, aprilie, toată lumea eventual se gândea ce o să facem cu vacanța rezervată, dar nici de cum ca să, să mai rezervăm o altă da. vacanță. Așa, Deci, bineînțeles că încercăm să punem la dispoziția clienților un site care să ofere toate informațiile și uh, o să mai facem și îmbunătățiri și o să facem modificări în perioada următoare ca să fie un site într-adevăr pe placul tuturor care găsește absolut orice informație care dorește în cel mai scurt uh, timp. Uh, da, turiștii vor să călătorească și primim feedback din partea mm -hmm. lor. De foarte multe ori ne spun că da, am o rezervare pe august, pe septembrie, eu nu vreau să modific nimic. Adică eu vreau să plec cazul în să stabilim sunt, sunt cazuri. parametri. Din contră, am și făcut rezervare nouă, da. foarte, foarte puțină din păcate, da. pentru că o firmă opăratoare mare din România, după ce a deschis efectiv birou acum pe 18 mai. A fost o senzație că a făcut prima rezervare nouă când anul trecut, într-o zi, făcea o, peste o mie de rezervări. Oh. Zilnic. Da, da. Zilnic. Și acum a avut o rezervare și efectiv au discutat între sediile lor că vezi că uite, că vin turiștii și se înscrie. Eu Am avut prima rezervare. Vezi, așa s-a schimbat lumea de uh, anul trecut. Da, într-adevăr, lumea începe să se intereseze iarăși de excursii, mă refer la acei turiști care până acum n-au rezervat absolut nimic. Ah, okay. Este și momentul oportun pentru că, deocamdată, tarifele sunt la fel de mici cum au fost în perioade de early booking, e normal, da, pentru că nu da, este da. în buzeală la rezervări, să spunem așa, că se rezervă foarte multe, dar de la mai multe agenții am primit acest feedback că, din fericire, s-a reluat rezervarea. Adică, în cel mai mare măsură, litoral românesc, hotel de pe litoral, da, după aceea vine Grecia și Turcia, bineînțeles, și ce mă bucură pe mine personal, că sunt și turiști care se gândesc pe deținații mai îndepărtate. Și cum este, de exemplu, Thailanda, unde urmăresc foarte atent ceea ce se întâmplă acolo. Vreau să spun că în ultimele săptămâni n-a fost nicio uh, infectare și n-a fost niciun caz de deces în Thailanda, uh, cu excepția zilei de azi, că azi au descoperit în sudul uh, îndepărtat în uh, Thailanda uh, două cazuri dintr-o familie. Dar, uh, de exemplu, în zonele cele mai uh, frecventate de turiști, cum este Pattaya sau zona uh, orașului Pattaya, de săptămână întregi n-a fost niciun caz înregistrat și este foarte bine ținut sub control toată situația. Am înțeles că după 1 iulie vor accepta turiști străini cu condiția ca în primele două săptămâni să stea în carantină turistul străin. Deci nu este o variantă foarte potrivită, da. dar după 15 iulie avem semnale destul de bune că se va reîncepe și turismul internațional, în Thailanda. Plajele de sunt închise pentru da, că nu da. vor ca să se deschidă plajele în zonele populate de turiști de obicei pentru că iarăși circulând în interiorul țării se poate transmite Mase eventual și atunci, și atunci ei mai stau cam dar aduc niște măsuri foarte pertinente, foarte ok oamenii respectă regulile și din fericire rata de însănătoșire de exemplu în Thailanda este de 90%. Și da. în total au fost uh, în jur de 30, 3.000 de cazuri și 56 sau 7 cazuri mortale. Adică stau ei foarte bine. Și cam toată Asia în foarte mare parte, în cele mai turistice țări, să spun așa cum este Vietnam, Cambodja, Laos, da, Thailand da. și așa, Indonezia, situația este foarte bine ținut în frâu și din acest motiv, uite că oamenii se interesează de destinații. Am făcut și rezervare pe foarte bilet interesant. de avion deocamdată, pentru că așteaptă un pic cu cazarea să vedem cum se va schimba situația, dar eu sper că Chiar dacă trecem peste perioada de chartere, hai să spunem, într-un scenariu optimist, că o să avem curse charter pe destinația Turcia, Grecia, eventual Egipt, că și ei fac tot felul de. sau introduc tot felul de măsuri de siguranță și vor neapărat să repornească turismul vor circula între 10 iulie sfârșit de septembrie mijloc de octombrie, în cel mai fericit caz deci o să înceapă eventual aceste chartele ca să funcționeze între timp noi o să facem rezervări de bilete de avion cu cazare niște city break-uri, deci eu sper, da. sper că vor alege câteva destinații frumoase, orașe mari, capitale eventual din Europa unde n-au fost foarte multe probleme sau n-au făcut așa ravagii să spunem virusul și după care, bineînțeles, în perioada care oricum este propice pentru destinații exotice, începând cu. Sfârșit de octombrie, început de noiembrie, vor începe și plecările către destinații exotice. Eu asta sper, chiar dacă unii vorbesc de al doilea val de infectări și așa mai departe, o să fie și al treilea și al patrulea și o să avem an la rând când se va exista acest virus, pentru că eu cred că nu o să scăpăm definitiv de acest virus într-un timp foarte scurt aproape imposibil din punctul meu de vedere. Și atunci o să trebuiască să trăim cu acest virus, să ne acomodăm, să facem tot ceea ce trebuie să facem ca să ocolim acest virus, dar să nu oprim tot și să nu oprim viața și să nu punem Ei, iar nu cum stop, să dai stop vieții și să economiei. Anii. No. Pentru că am auzit la televizor și era o comparație foarte, foarte bună care mi-a plăcut. Uite, simplu fapt că noi ne urcăm în mașini și conducem un autovehicul, și da. foarte bine că oricând putem face un accident chiar mortal. Și știm foarte bine cât de mulți oameni mor pe drumurile publice din România Absolut. conducând o mașină. Absolut. Dar asta nu te... Împiedică uh, adică nimeni nu spune și nu te împiedică ca să conduci o mașină. Adică nu spune nici statul, nu mai conduce mașina că poți să mori din uh, cauza condusului, da? Dar Trebuie construite mașini sigure, drumuri bune, pus controle, amendat dacă nu se respectă așa și funcționează. Adică în fiecare zi urcăm în mașină și mergem cu ea. Așa e și cu virusul. Știm foarte bine că este periculos, că ne îmbolnăvește, chiar unii oameni mor din cauza COVID-ului, dar să facem cumva în așa fel încât să punem niște reguli foarte stricte, care să fie controlate, trebuie să noi să ne acomodăm și să facem așa cum scrie la carte sau să cum ne cer ei, să ne protejăm, Sigur. dar mergem mai departe, adică pornim și mergem mai departe fără să ne oprim. Ori de câte ori vedem că crește un pic numărul infectațiilor, imediat ne amenință cineva că Vezi numai că dacă așa continuăm, iarăși ne întoarcem la situație de urgență. Nu se poate așa. Ne oprim, pornim, ne oprim, pornim sau nici nu ne oprim numai... Exemplul Franței, din păcate, dacă ai observat cu da. deschiderea șcurilor și oprirea din nou a studiilor și e o chestie de neconcordanță, adică nu există un plan mare master plan pe bază să ia măsul, Nu prea există planuri, absolut nimic, în tot ce înseamnă în România. Pentru că uh, problema este că uh, suntem uh, predispuși ca să aducem întotdeauna cele mai stricte. Măsuri, chiar dacă facem comparații cu alte state în Europa. Noi întotdeauna exagerăm când e vorba de pus niște reguli. Noi exagerăm mai mult decât ceilalți. Adică ne e frică mai tare decât celorlalți. Și atunci nu e ok. Trebuie să găsim o, o cale de mijloc. Trebuie să găsim o cale de mijloc și să inventăm ceva care să funcționeze chiar cu riscul de a crește un pic în pentru că e normal acum unii spun că va, ce o să urmeze peste o săptămână sau două că acum au venit niște relaxări, putem să ne plimbăm, să ieșim din casă fără să facem acea declarație. Într-adevăr, s-a văzut în oraș și peste tot că lumea a ieșit, a ieșit unii, pentru unii că normal, peste după măsuri, două luni da, și jumătate da, da, acasă e normal ca să ieși un pic și prin simplu fapt că oamenii circulă, e normal că o să crească un pic numărul în bolne. Așa cred eu. În, din cealaltă perspectivă, se fac tot mai multe testări. Iar e normal că dacă, dacă se fac mai multe testări, atunci se depistează mai multe îmbolnăviri. Adică aceste lucruri o să ducă, cred că inevitabil, la uh, numărul îmbolnăvirilor uh, un pic mai ridicat ca și până acum. Dar asta nu înseamnă că nu mai poți continua, că iarăși punem niște restricții și iarăși oprim tot. Eu, eu sper să existe testări mai concludente până la urmă și mai veridice, <laughs> pentru că nu cred că contează neapărat un număr uriaș de testări, cât un număr real de testări cu teste ok în măsură să, să depisteze până la urmă acest virus. Dar vreau să te întreb, fiindcă facem o mică paralelă, câteva mii sau zeci de mii de kilometri din Cambogia până la Mamaia <laughs> și vreau să te întreb... Ce se întâmplă cu uh, ofertele de la mare și ofertele din, de la munte, de la noi? Îmi spuneai în emisiune precedente, din anii anterior că există un interes și există un semen de oameni care... Optează și către astfel de destinații, și tot în emisiunea anterioară pe care am avut-o, îmi spuneai: De uh, o siguranță mai aparte atunci când te urci la volan și reușești să ajungi într-o destinație de city break mai apropiată. Vreau să te întreb dacă există într-adevăr oferte, așa cum apar pe uh, mediul online, de uh, cazări. Uh, la o noapte în stațiuni precum Venus sau Jupiter la 100 de lei pe noapte sau 3 plus 1 gratis. Există asemenea pachete? Tu cunoști foarte bine ce se întâmplă în zilele astea și cât de veridice sunt sau încă o dată, eventual, probabil ar trebui să ne adresăm ție sau unor specialiști ca tine în turism înainte să dăm un click pe internet, să dăm banii într-o direcție sau alta și la un moment dat poate ne trezim și cu o fraudă. În sensul nu știu, ăsta. poate am numai eu această impresie sau această uh... Simt că, cumva, statul român încearcă să îndrepte turiștii mai mult către turismul intern anul acesta, adică nu prea da. încurajează plecările către străinătate. E bine, e loc de îmbunătățire a turismului intern, da. chiar mă bucură dacă, dacă într-adevăr, lumea ar opta și pentru uh, turismul intern, nu numai pentru excursii externe. Știm foarte bine că nu toată lumea care a fost în ultimea an pe litura românesc sau în unele stațiuni montane nu prea au fost uh, exagerat de mulțumiți de servicii. Deci, da, uh, da, mai ales de asta... dacă comparăm și din punct de vedere al tarifelor. Corect, pentru că da. asta au fost de foarte multe ori, veneau clienții la noi și când uh, au întrebat, uh, hai să facem o vacanță în România, o simulare de preț și să mergem uh, pe o destinație cum este Egipt sau. Tunisia sau Turcia, de exemplu, cât, ma, cât ar costa. Și de foarte multe ori au ales uh, vacanțele cu avionul în străinătate, decât să meargă cu o mașină lor personală pe litoralul românesc, pentru că așa de mică era diferența de preț, atât de scumpe au fost hotelurile din România, încât au optat mai mult pentru străinătate. Acum, uh, tarifele cum vor fi, încă nu prea știm. Am da, auzit deci că uh, multe nu. lucruri precum. Uh, o să scumpească foarte tare, cei care vor să meargă o să plătească mai mult, deoarece au avut niște luni în minus unde n-au putut să primească. Deci, de, de se fapt, editorial românesc începe sezonul, începe sezonul în ghilimele, pe 1 mai. Na, uite, suntem pe sfârșit de mai, deci o lună am pierdut, cumva trebuie să recupereze. La noi întotdeauna asta este problema că fiind sezonul foarte scurt, hai să spunem în cel mai fericit caz, mai, iunie, iulie, august și prima parte din septembrie vor să facă rost de bani ca să poată să întrețină tot hotelul și să plătească personalul un an întreg. Și atunci, bineînțeles că tarifele practicate sunt un pic ridicate. Acum, am urmărit unele tarife din hotelurile, parcă sunt la fel ca și înainte, deci parcă sunt tarife de early booking, să spunem așa, deci, Pentru tarife, buni, sunt tarife bune, asta, Sunt tarife bune, sunt da? tarife bune, sper să nu înceapă să scumpească din moment ce vin cererile și ce vin rezervările da. către stațiune. Hotelurile nu au fost închise niciodată, asta am mai spus, nu statul a închis hotelurile, s-au oprit din activitate pentru că nu aveau clienți, e normal, dacă ești în carantină și nu poți să ieși pe cine dracu să-l cazezi, că n-ai pe cine să-l cazezi. Acum ar fi foarte important ca să se deschidă și terasele și restaurantele sau măcar terasele hotelii, mă gândesc la hoteluri acum în primul și în primul rând, deci dacă nu te lasă să servești da. masa în restaurantul hotelului, măcar să te lasă să servești masa pe terasa hotelului, cu măsurile de rigoare, bineînțeles măcar în prima fază, dar din 15 iunie tot cumva, cumva deja trebuie să dăm drumul și la restaurante. Este imposibil. Nu mi se pare chiar atât de riscant, să spunem așa, să iei o masă într-un restaurant care menține toate rigorile de siguranță pentru sănătate, comparativ cu un hipermarket unde te duci și sunt sute de oameni în interiorul magazinului și stau la rând și stau destul de aproape unul de ceilalți. Adică nu prea cred că riscul este atât de mare încât să, -ai, să nu poți să deschizi restaurantele. Deci dacă ar fi după mine terasele restaurante, da, eu da. aș porni pentru că sunt legate foarte foarte uh, strâns uh, partea de cazare cu partea de alimentație publică nu prea pot să se pare. Uh, eventual, eventual, dacă vor să aducă niște măsuri mai drastice să reglementeze în hotelul respectiv, în restaurantul hotelului deocamdată servim numai clienții hotelului, deci nu acceptăm clienți din afara uh, da, uh, hotelului da, da. În prima Augustin, fază, deci sigur. trebuie făcut ceva ca să, ca să dăm drumul, să dăm drumul la parcuri, să dăm drumul la 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 excursii, la drumeții și așa mai departe, pentru că suntem întârziați, spun eu. De ce majoritatea țărilor europene deja a adus niște măsuri concrete înaintea noastră, iar noi iarăși din punctul ăsta de vedere suntem ultimii. De ce credem că e mai mare pericolul la, la noi decât la ei? Mai ales că au dus tot felul de măsuri de relaxare în țările unde situația era mult mai gravă decât la noi. Bineînțeles, nici eu nu vreau, nu vreau ca să ajungem cum a fost sau cum este Spania sau Italia. Deci încerc mai mult ca să găsim o cale de mijloc, adică să, să realizeze. Tot cei care uh, sunt factori de decizie, să găsească o, o cale de mijloc prin care putem funcționa. Putem funcționa ca să nu mai stăm așa, pentru că o să aibă niște rezultate catastrofale. Suntem uh, pe final de emisiune, dar dacă tot ne-ai spus de o cale de mijloc, uh, îți adresez o întrebare. Pentru că exemplul e cel mai concret uh, pentru noi toți și cred că e cel mai uh, sugestiv pentru cei care încă sunt uh, gândiți cu privire la vacanța pe care vor să o facă în anul 2020. Uh, unde ai merge tu, dacă ar fi, în ce moment al anului? da, dacă nu mă refer la o dată strictă ci la o lună sau... Dă-ne două exemple, te rog frumos, fie că vorbim despre exotic, fie că vorbim despre uh, city break de care îmi spunea și uh, locații, să zic așa, în care putem ajunge cu propria mașină, mă gândesc, pentru cei care vor să păstreze totuși um. Deci cum se dă drumul la călătorii și se poate da, circula da. în condiții normale, cât mai repede. Deci eu cred că în iulie aș trage o fugă undeva la mare. Posibil să fie Grecia. Asta în prima instanță, ca să, ca să simt un pic mare aproape de mine, pentru că trebuia să fiu aproape de mare sau pe malul mării în martie. Da, și da, din păcate da. n-am reușit. Deci îmi doresc foarte mult să ajung la mare și mai mult ca sigur că o să fie, o să fie Grecia imediat după am avut și programate niște ieșiri în Asia, chiar cu grup organizat și dacă condițiile sunt oportune, sigur că vom efectua această călătorie. Este o călătorie în grup, un grup foarte drăguț cu care ne ducem în Indonezia. Sper din tot sufletul că așa va fi. Iar bineînțeles, cum am avut foarte multe excursii planificate de la începutul anului din, din martie mai mult. Uh, și nu s-au efectuat, bineînțeles, uh, nu o să rezist uh, cu atâta, o să, o să mai planific mai mult, ca sigur, uh, în octombrie, în noiembrie, dar uh, vreau într-adevăr să văd cum vor evolua lucrurile, Corect, da. care da. sunt țările care ne primesc în condiții normale. Acum cu călătoritul cu avionul chiar n-am absolut niciun stres, cu totul că deja am discutat despre asta, mie nu-mi place să zbor, m-am obișnuit <laughs> și uh, uh, rabd. 10 ore în avion, dar nu-mi face o deosebită plăcere. Și atunci pot să spun că nu-mi e teamă absolut deloc acum în condițiile în care știm foarte bine că acele avioane cu călătorii mai ales pe distanțe lungi, lungi da. sunt aeronave bune iar aerul condiționat nu spun asta eu, da, spun da. cei care construiesc aceste avioane sunt atât de performante de precizie medicală. care recircularea aceea de care vorbeam, nu prea ai posibilitatea de a contacta vreun virus sau o bacterie sau ceva, pentru că filtrele sunt foarte, foarte bune și te protejează aproape 100%, așa că n-am nicio -am niciun stres, deci eu aș călători chiar mâine cu un avion, dacă se poate, din păcate încă nu putem ieși din țară. Eu sper că și turiștii, că văd, văd din atitudinea lor că vor să călătorească. O să înțeleagă acest lucru că nu putem trece chiar peste 2020, peste da, acest da. an, fără să punem piciorul afară din, din țară, sau cel puțin cei care sunt un pic mai mai prudenți, să da, măcar în țară să pornească, să călătorească, pentru că e important pentru noi toți. Cu privire la, la aspectul ăsta, să-mi spui și două cuvinte, te rog, despre uh, posibile locații pentru iulie, cu mașina mă refer, deci zone, să zic așa, apropiate de, de, România și pentru finalul anului, pentru poate septembrie, octombrie, când deja e puțin mai fric, dar sunt locații foarte frumoase în care știu că ai ajuns tu. Care ar fi acestea și la cine am putea gândi pentru City Break? O perioadă de 3 nopți, probabil. Oricum, cred că Uh, pentru călătorile lungi, uh, oamenii o să fie un pic mai, uh, mai reticenți deocamdată, da. dar uh, cu mașina din, de la începutul lui iulie, lin, liniștit, cred că toată lumea poate să-și programeze vacanțe către Bulgaria, da. către nordul Greciei, eventual uh, Croația, uh, uh. Uh, sunt niște destinații relativ uh, apropiate, E pe malul mării. Dacă ne orientăm, găsim cazări foarte, foarte bune acum la prețuri foarte acceptabile. Dacă încă nu avem rezervat nicio cazare. Deci astea sunt cele mai apropiate și cele mai accesibile de pentru, sezon, pentru, sezon. sezon. Dar eu aș recomanda ca să se gândească și pentru chartere, pentru că va porni, va porni într-o măsură sau alta, va porni. Acum știu că nu cu capacitate 100%, asta e clar, de, adică nu se poate să realizeze niciunul tur operator acele chartere propuse pe în 2019 pentru această vară da, pentru corect. că a scăzut numărul turiștilor și o să comaseze avioane. Adică mai mult ca sigur o plecare din Târgu Mureș va fi uh, uh, a lipită o, de, lipit de o, o plecare din Cluj-Napoca și atunci 50% dintr-un avion cu 50% din avion se umple un avion și atunci este și uh, benefic pentru tur operatori ca să opereze aceste chartere și uh, Chiar și Egiptul, eu sper foarte tare în Egipt, pentru că uh, și la ei turismul este foarte important. Adică, dacă ne gândim la țări cum este Grecia, Turcia, Spania, Italia, Egipt, unde se face turism în masă, acolo se duc milioane de turiști anual. GDP-ul țărilor respective undeva la 20 între 20 și 25%, adică este vital pentru ei ca să funcționeze turismul. Eu să facă dracu un patru ca să ca să primească turiști în condiții optime, adică nu numai ca să atragă către ei, dar să și uh, 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 presteze niște servicii de calitate înaltă în condiții maxime de pentru, siguranță sanitară. Pentru anul viitor, Ei sigur, fac ca, pentru că nu își permite nimeni, pentru că un caz, un da, caz da. foarte grav, bulversează tot. Deci îți dai seama ce se întâmplă dacă, cumva, în Egipt uh, acceptă uh, un hotel de lux turiștii care, uh, după o perioadă, se infectează și se face un uh, focar de infecție. Îți dai seama? Deci, -a veste a asta, pentru deci, veste an, asta da. se răspândește imediat, nu o să mai fie curios de Egipt nimeni. Adică, eu o să fac absolut tot ca uh, să fie primiți turiști în condiții optime de siguranță. Vorbim și despre finele anului foarte pe scurt de mers cu mașina în capitale sau în locații uh, interesante pentru pentru cei de acasă unde am putea să mergem pe final de an să fim încântați până la urmă de o priveliște de un viu. Eu, eu cred că pe final de an majoritatea turiștilor o să -și, uh, uh, facă planuri de revelion să spunem da. uh, în, țări, în țările care au fost mai puțin afectate de COVID, și unde o să aibă legături de avion ieftine mm -hmm. cu companiile de care Exact, spune. de low cost. Și o să, o să facă fiecare eventual un brevet de 2-3-4 nopți. Deci, asta, asta cred eu că o să funcționeze, sau cei care au posibilitatea de a pleca mai, mai departe, mai departe în țări mai exotice și unde eventual. De 31 decembrie, când la noi poate o să fie minus 10 grade, acolo o să fie plus 30. Pentru că încă sunt foarte mulți care leagă neapărat Revilionul cu o ieșire din țară. Da, corect, corect. Și atunci, pentru ei trebuie să oferim câteva variante. Dacă sunt mai speriați sau sunt mai precauți și nu vor să plece departe, mai mult ca sigur o să leagă câteva destinații apropiate de noi în Europa dar cei care sunt mai curajoși o să plece mai departe, asta sunt convins. Deci vor reintra lucrurile în normal. Nu o să mai fie acea normalitate ce a fost înainte, asta e clar. Nu o să mai fie în lucrurile niciodată la fel cum au fost, așa cred eu. O să trebuiască să ne acomodăm ca să preluăm pulsul, să facem, pentru că oricum asta facem, luăm exemplul țărilor din, din apropierea noastră, le copiem, pentru că nu avem ce să facem, mă bucur foarte tare că Uniunea Europeană, vis-a-vis -vis de circulația avioanelor da, comerciale, da. nu au introdus păstrarea locului din mijloc liber, era discuția că asta pe care era am avut-o noi. Da, 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 da. Și eu dați seama că nu se poate, da. eu știam din timp, adică din prima oară când am auzit vestea asta știam că nu se poate, nu pot să funcționeze deci pe zero, sau, sau pe minus, Imposibil, deci asta este un lucru bun, dar purtăm mască și ne dezinfectăm cât de des se poate. Poți să iei cu tine la bordul avionului orice cantitate de dezinfectat de mână. Da, da, ca informație. Da. Și atunci dacă aceste două lucruri uh, uh, le păstrăm, e bine. E bine, deci să nu ne oblige la alte prostii, să spunem așa, în ghilimele, pentru că nu funcționează. Cu totul că sunt unele companii din America, de exemplu, chiar două, și din Orientul Mijlociu o altă companie care a impus această regulă și nu vând locuri de mijloc, dar deja se vede la tariful lor pentru că au scumpit biletele cu aproape 100%. Discutăm uh, și despre uh, prețuri și vreau să discutăm într-o emisiune uh, următoare pe care o vom avea și despre aspecte ce țin de siguranța noastră și cum o putem face, ce înseamnă bagaj, ce înseamnă bagaj de cală, poate cum ar trebui să avem grijă de acum încolo de aspectele astea și poate acea înfoliere care uneori nu o foloseam, poate acum e bine să o facem. Dar, sigur, toate aspectele acestea într-o emisiune următoare. Îți mulțumesc, dar mult pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Dragi telespectatori, așa cum spuneam la începutul emisiunii, parcă vorbim despre turism cu. Uh, o seriozitate mai puternică, parcă devenim ușor încruntați când auzim acest cuvânt, pentru că trebuie să fim foarte atenți. Iată că există prerogative pentru un final de an sau un mijloc de sezon estival, dacă nu, mai deschis, ce înseamnă siguranță trebuie să. Ne preocupe atât pe noi, cât și pe cei care ne oferă serviciile. Tocmai de aceea la am alături de mine, invitat astăzi pe Ghele Memborno, care îi mulțumesc pentru prezență și dumneavoastră pentru faptul că ați stat în fața micilor ecrane până la finalul emisiunii noastre. Cu noi informații, sigur, revenim de îndată ce le avem, alături de uh, invitați de acest calibru. Rămâneți în continuare alături de noi, până data viitoare aveți parte de zile frumoase. La revedere!